Mulțumesc, domnule președinte. Stimate doamnelor deputați, stimați domnilor deputați, vă invităm la dezbaterea privind interzicerea gazelor de șist, care va avea loc la Bârlad în data de 26 aprilie 2014. Vă reamintesc că România nu are în prezent un act normativ pentru reglementarea explorării și exploatării gazelor de șist și nici nu interzice explorarea și exploatarea gazelor de șist. Moratoriul privind obținerea de avize și autorizații în acest domeniu a expirat în decembrie 2012. De aceea cerem Parlamentului și Guvernului interzicerea prin legea utilizării fracturării hidraulice în extragerea gazelor de șist și amânarea extragerii gazelor de șist în județul Vaslui și în perimetrul de la Băile Felix până la dezbaterea în plenul Camerei Deputaților a legii Ciuhodaru privind interzicerea explorării și exploatării prin fracturare hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide și anularea licențelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă. În al doilea rând, cerem anularea hotărârilor de guvern prin care s-au aprobat acordurile de explorare, exploatare, dezvoltare pentru gazele de șist. În al treilea rând, cerem respectarea voinței comunităților locale și transparență în procesul decizional. Și în ultimul rând, retragerea statutului de zonă specială de siguranță publică de la Pungești. Vă reamintim că am inițiat un proiect de lege, PLX 469/2013, care prevede interzicerea utilizării fracturării hidraulice pentru explorarea și exploatarea hidrocarburilor gazoase sau lichide pe teritoriul României și pe platforma teritorială a Mării Negre. Totodată, în proiectul de lege sunt prevăzute sancțiuni pentru cei care utilizează această tehnică fără acordul cetățenilor. Parlamentul European susține dreptul fiecărui stat de a lua decizii privind valorificarea gazelor de șist, dar recomandă prudență maximă în avizarea explorării combustibilor fosili neconvențional până la stabilirea exactă a riscurilor legate de utilizarea acestei tehnici și a unei legislații europene adecvate în acest domeniu. Iar pe 9 octombrie 2013 a recunoscut riscurile legate de gazele de șist, luând în considerare obligativitatea studiilor de impact și a consultării populației. Considerăm că deciziile pe tema gazelor de șist trebuie să fie bazate, în primul rând, pe studii de impact serioase și acceptate de toți factorii, în acord cu dorințele cetățenilor și nu sub influența politicilor de lobby. Facem un apel la dumneavoastră să puneți interesul românilor mai presus de orice interes personal sau de partid și să participați alături de noi la această dezbatere. Această invitație a fost adresată și administrației prezidențiale și primului ministru și tuturor parlamentarilor din Parlamentul României. Vom face această invitație în fiecare săptămână până când va avea această dezbatere și sper că măcar în a doua zi de campanie electorală veți găsi timpul necesar pentru a participa la dezbatere. Vă mulțumesc!